Pentru seara aceasta, la încheierea acestei slujbe, îmi revine responsabilitatea să vă împărtășesc Cuvântul lui Dumnezeu sub titlul Prezența Cuvântului printre noi. E foarte importantă această temă, sola Scriptura, în felul acesta, cu aceste două cuvinte, cu mare rezonanță pentru creștinii protestanți, sola Scriptura, subliniem cât de importantă este Biblia pentru poporul lui Dumnezeu, pentru copiii lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este prezent printre noi în multe forme. Ne gândim la prezența cuvântului în revelația generală, în creație. La prezența cuvântului prin Biblie, Dumnezeu ne-a dat Biblia. Prezența cuvântului prin mărturia copiilor lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu tradus în viețile schimbate ale oamenilor. Prezența cuvântului printre noi prin lucrările de putere, de minune, făcute prin darurile Duhului Sfânt. Este tot prezența cuvântului. Pasajul care s-a citit anterior subliniază o altă componentă, prezența cuvântului prin persoana și lucrarea Domnului Isus. Despre aceasta vom vorbi. Adevărul e că învățătura cu privire la persoana și la lucrarea Domnului Isus sunt fundamentale pentru mântuirea noastră. Noi suntem mântuiți prin credința în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce credem despre Domnul Isus are o valoare și o importanță și o semnificație fundamentală. Cristologia este fundamentală pentru mântuirea noastră. Așa că în seara aceasta ne vom apropia de Cuvântul lui Dumnezeu în minutele care ne-au fost puse la dispoziție, aprofundând câteva înțelesuri legate de persoana Domnului nostru Hristos. Acest pasaj biblic, la început, era Cuvântul, prin expresia Cuvântul, Logos, Ioan înțelege persoana Domnului Isus. Am citit, la început era Domnul Isus. Și Domnul Iisus era cu Dumnezeu și Domnul Iisus era Dumnezeu. Și toate au fost create prin Domnul Iisus. Și Domnul Iisus era lumina oamenilor. Și Domnul Iisus s-a întrupat și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Între Domnul Iisus și cuvânt este sinonimie. Cuvântul este Domnul Iisus. Despre aceasta este vorba. Patru lucruri distincte aș dori să desprindem din pasajul citit. În primul rând, să vorbim despre existența eternă a cuvântului, a Domnului Iisus. Domnul Iisus nu are început, Domnul Iisus nu are sfârșit, El este etern. Apoi, să vorbim despre identitatea divină a Domnului Iisus. Domnul Iisus este Dumnezeu. Nu e nicio îndoială și nu e loc de discuție. Domnul Iisus este Dumnezeu. Al treilea gând, Domnul Iisus s-a întrupat, El a venit printre noi. Și în final, să vorbim despre prezența cuvântului printre noi. Ce înseamnă acum, în consecința întrupării, prezența Domnului Iisus printre noi? În ordine aceasta, să aprofundăm aceste lucruri. Întâi de toate, existența eternă a cuvântului. Locul pe care l-am auzit citit spune, la început era Cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Domnul Iisus nu are început. Domnul Iisus este din vecii vecilor. Scriptura ne spune că El este începutul și sfârșitul. Înainte să fie începutul, era Domnul Iisus. El este Fiul lui Dumnezeu veșnic. El nu are început al zilelor și nici sfârșit al zilelor. Profetul Isaia, vorbind despre venirea în lume a lui Mesia, a Domnului Iisus, a spus că, printre altele, El va fi numit Părintele Veșniciilor, adică Creatorul Timpului. Timpul a fost creat de Domnul Iisus. Prin Domnul Iisus a fost făcut timpul. El este în afara timpului, El este în afara creației. Imaginați-vă, vă rog, că acest microfon pe care îl țin în mână ar fi Universul. Aici, în interior, sunt toate galaxiile, toate planetele, toate stelele sunt puse aici înăuntru. Aici este și planeta noastră. Închipuiți-vă că în interior este și spațiu.
Și în interior este și timpul. Timpul este creat. Timpul nu există din veșnicie. Timpul este creat. Dumnezeu există din veșnicie. Dumnezeu care a făcut și timpul, de aceea zice Părintele Veșnicilor, a pus timpul înăuntru, în microfon. Iar în afara microfonului, în afara Universului fiind, Dumnezeu, Domnul Iisus, ține Universul în mână cum a ține acest microfon în mână. Acesta este Domnul Iisus. El este veșnic. A apărut o învățătură falsă care susține că Domnul Iisus a fost creat. Propovăduind această învățătură, în anul 318, un diacon cu numele Arius s-a ridicat în adunare din Alexandria și i-a învățat pe oameni că era cândva un timp când Domnul Iisus nu exista. Și undeva pe parcurs, Dumnezeu l-a făcut pe Domnul Iisus prima dată și apoi Domnul Iisus a făcut lumea. Ca să dovedească, s-a uitat așa peste adunare și a văzut în adunare o femeie cu un prunc în brațe. Și a întrebat-o, copilul e al tău? Și femeia a zis, da. Și Arius a întrebat, l-ai avut înainte să-l naști sau numai după ce l-ai născut? Și femeia a răspuns, nu l-am avut decât după ce l-am născut. Și ereticul Arius a încheiat zicând, tot așa, Dumnezeu nu l-a avut pe Iisus până să-l facă întâi. Că e logic, tata e mai bătrân ca fiul, întâi tata și apoi fiul. Și așa s-a născut arianismul, o învățătură propovăduită în vremurile noastre, în grupări cum ar fi Martorii lui Iehova, și sunt un pic îngrijorat să observ că și în anumite cercuri neoprotestante e propovăduită ideea aceasta. După Biblie, Domnul Iisus este înaintea timpului. El e veșnic, alături de Tatăl și de Sfântul Duh, formând împreună Sfânta Treime. Acesta este Domnul Iisus. Acum că am stabilit că Domnul Iisus este veșnic și în natura existenței sale, El e persoană, este coetern cu Tatăl și de aceeași ființă, consubstanțial cu Tatăl, mărturisirea aceasta de credință este fundamentală pentru mântuirea noastră. Cine neagă pe Domnul Iisus, cine golește pe Domnul Iisus de dumnezeirea sa, își pune sub risc mântuirea. Dumnezeu să-l trezească, că altfel își pune sub risc mântuirea. În al doilea rând, să vorbim despre identitatea divină a cuvântului. Prin actul întrupării, Domnul Iisus s-a făcut om. În același timp, rămâne Dumnezeu adevărat. Întruparea Domnului Iisus nu lasă deoparte dumnezeirea sa. El este Dumnezeu în vecii vecilor, slăvit să fie în numele Lui. Întruparea Domnului nostru Hristos, despre care vom vorbi un pic mai târziu, aduce o noutate și despre aceasta vom vorbi în partea finală a mesajului. Dar pentru moment să rămânem la identitatea divină a Domnului nostru Iisus. Întreb, este Domnul Iisus Dumnezeu sau nu? Ne învață Biblia că Iisus Hristos este deopotrivă cu Tatăl, Dumnezeu, ca și Dumnezeu Tatăl, ca și Duhul Sfânt? Haideți să vedem temeiurile Scripturii cu privire la acest adevăr. Cel puțin 6 dovezi. Le vom menționa și vedeți acolo. În primul și în primul rând, Biblia afirmă că Iisus este Dumnezeu. Găsim în Scriptură nenumărate afirmații care declară răspicat că Iisus este Dumnezeu. Apoi, Domnul Iisus are toate atributele specifice dumnezeirii. 3. Iisus a fost conștient că este Dumnezeu și a declarat despre sine că este Dumnezeu, făcându-se deopotrivă cu Tatăl. Numărul 4. Numele și titlurile pe care le poartă Domnul Iisus sunt specifice dumnezeirii. Numai Tatăl și Sfântul Duh le mai are.
Numărul 5, activitățile, lucrările pe care le face Domnul Iisus implică dumnezeirea. Și foarte important, la urmă, Domnul Iisus a acceptat închinarea. Să ne uităm în ordinea aceasta la aceste argumente. Întâi, Biblia afirmă că Domnul Iisus este Dumnezeu. Am selectat câteva texte. Primul este Ioan, capitolul 1, versetul, până la versetul 3. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Având în vedere că Iisus este cuvântul, putem să citim așa. La început era Iisus și Iisus era cu Dumnezeu, adică cu Tatăl, și Iisus era Dumnezeu. Ce vrei mai clar? E scris. Al doilea loc din Biblie, Ioan 5, 18. Iudeii contemporani Domnului Iisus au rămas foarte tulburați și au decis să condamne la moarte pe Domnul Iisus din următoarea pricină. Pentru că zicea că Dumnezeu este Tatălui și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Iudeii au înțeles bine. Toma, când l-a recunoscut, a căzut la picioarele sale, s-a închinat, după ce Domnul Iisus a înviat și Domnul se arată, și a spus următoarele cuvinte: Domnul meu și Dumnezeul meu. Găsiți vreo reacție a lui Iisus prin care să respingă această afirmație? Nici de cum, dimpotrivă. Iisus a acceptat adevărul cuvintelor lui Toma, primind închinarea de la Toma și spunându-i lui Toma: ferice de tine că ai văzut și ai crezut. În Evanghelia după Ioan, această declarație a lui Toma este o subliniere a divinității lui Iisus: Domnul meu și Dumnezeul meu. În 1 Ioan, în capitolul 1, trecem peste pasajul în Evrei, capitolul 1, versetul 8, 1 Ioan, capitolul 5, versetul 20. Iată ce este scris. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. Ascultați-vă, rog, cât de explicit spune aici Biblia. El, e limpede că e vorba de Iisus Hristos, este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Asta trebuie văzut în Biblie. El, Iisus Hristos, este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Am subliniat câteva din afirmațiile directe ale Scripturii, care afirmații proclamă că Iisus Hristos este Dumnezeu. Argumentul numărul 2. Domnul Iisus are toate atributele divinității. În esență, atributele esențiale ale divinității se rezumă la 5. Sigur că sunt și atribute de natură morală, dar acestea țin de ființa lui Dumnezeu. Vorbim aici de eternitate. Ca cineva să poată fi numit Dumnezeu, trebuie să existe dintotdeauna. Să nu fi fost făcut de nimeni. Să existe fără ca să depindă de cineva. Eternitatea. Omnipotență. Să fie în stare să poată face orice. Atotputernicia. Omnisciență, să cunoască tot, să n-aibă nevoie să fie învățat de cineva, să cunoască în sine totul. Omniprezență, să fie prezent pretutindeni, să nu existe niciun loc în care să absenteze. Omniprezență și neschimbare sau imobilitate, să fie neschimbător. Orice schimbare, când are loc, are loc în bine sau în rău. În ce-L privește pe Dumnezeu, nu e loc de schimbare. Dumnezeu nu poate să fie mai mare decât este. În El nu este scădere, El nu poate fi mai bun decât este și nici mai puțin bun. În Dumnezeu nu e schimbare. Toate aceste atribute ale Dumnezeirii le regăsim din plin la Domnul Iisus. Nu e vreme acum să aprofundăm
ar fi necesar să fie adusă această învățătură în adunări, să fie subliniat adevărul cu privire la identitatea lui Iisus. Și aceasta cu atât mai mult cu cât, repet, am constatat că și între credincioși și pentecostali sunt forme de arianism. Și asta trebuie osândită. Nu așa ne învață Scriptura și nu aceasta este mărturisirea noastră de credință. Argumentul numărul 3. Domnul Iisus a crezut despre sine că este deopotrivă cu Dumnezeu Tatăl și că El însuși este Dumnezeu. Avem în cuvântul lui Dumnezeu mai multe locuri care reflectă acest adevăr. Spre exemplu, în Ioan 10:30, Domnul Iisus a afirmat: Eu și Tatăl una suntem. Ioan 5:18, am citat deja acest text biblic. Iisus spunea că Dumnezeu este Tatăl Său și se făcea pe sine egal cu Dumnezeu. Apocalipsa 1:11, combinat cu 1:8, sublinează deplină armonie, conștiința de sine a lui Iisus că este Dumnezeu și că este deopotrivă cu Tatăl. Despre Dumnezeu Tatăl, în 1:8 se spune: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, zice Domnul Dumnezeu. Ca apoi, în 1:11, Iisus să spună despre sine: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Două afirmații identice puse în seama lui Dumnezeu Tatăl și în seama lui Dumnezeu Fiul. E clar, Iisus este Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Lui. El poartă apoi nume și titluri care sunt atribuite numai lui Dumnezeu. Dintre acestea, îngăduiți-mi să subliniez doar patru. Prima denumire, desemnare, este prin cuvântul Dumnezeu. Iisus este Dumnezeu. Am citat dovezi din Biblie și nu mai este nevoie să revin. Apoi avem expresia Fiul lui Dumnezeu. În atâtea și în atâtea locuri, această expresie folosită în Evanghelii, folosită în epistole, subliniază identitatea divină a Domnului Iisus. Avem apoi titlul Domn, Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Acest titlu este pus în seama Sfântului Duh. Spre exemplu, Apostolul Pavel spune căci Duhul este Domnul și unde este Duhul Domnului este slobozenia. Domnul Dumnezeu, Tatăl, Domnul Iisus, Duhul este Domnul. Și aceste afirmații puse împreună, declarații în dreptul celor trei persoane din Sfânta Treime, sublinează deplina lor divinitate. Avem apoi desemnarea Mântuitorul. Iisus Hristos este Mântuitorul, binecuvântat să fie în numele Lui în veac. Iată dar aceste patru desemnări, aceste patru nume, reprezintă o altă linie în care Scriptura dovedește, argumentează că Iisus Hristos este Dumnezeu. Numărul 5. Activități săvârșite de Iisus care implică divinitate. Foarte multe asemenea activități sunt prezentate în Biblie, menționez foarte, foarte succint doar 5 dintre ele. Domnul Iisus participă la actul creației și ține în ființă toată creația. Prin El, spune Biblia, au fost create toate și toate sunt ținute în ființă de El. Domnul Iisus iartă păcatele oamenilor. Cine mai poate ierta păcatele în afară de Dumnezeu? Nimeni. Iisus iartă păcatele. Domnul Iisus dă viață. Cine mai poate să dea viață în afară de Dumnezeu? El dă viață. Domnul Iisus este judecătorul din ziua de apoi. El stă pe scaun de judecată. În fața Lui se va da seamă. El are ultimul cuvânt. Domnul Iisus este Mântuitorul. Aceste lucrări săvârșite de Iisus subliniază dumnezeirea Lui, deplina Lui dumnezeire. Poate că cel mai frumos argument este argumentul numărul 6. Domnul Iisus a acceptat închinarea cuvenită doar lui Dumnezeu. Frații mei, în acest argument, în faptul că Iisus Hristos primește închinare, nu în faptul că îi se dă,
Asta e doar o parte. Ci reacția lui. Ce face el cu închinarea care îi se oferă? Iisus o acceptă. Vă rog să băgați de seamă că Biblia ne învață că închinarea se cuvine numai lui Dumnezeu. Nimeni nu are dreptul să primească închinarea în afară de Dumnezeu. Îngerii știu asta, oamenii credincioși știu asta. Când cumva, cine știe în ce circumstanțe, un muritor a adus închinare unui înger, îngerul acela a sărit ars și s-a ferit, că a știut că e foc și arde. Și a zis, nu, eu sunt slujitor lui Dumnezeu împreună cu tine, închină-te lui Dumnezeu. Și n-a primit închinarea. Îngerii care și-au păstrat vrednicia n-au primit închinarea când din greșeală cineva le-a adus-o. Bărbații temători de Dumnezeu, cum au fost apostolii Domnului, când oamenii mirați de manifestarea puterii lui Dumnezeu prin ei au crezut că sunt zei veniți pe pământ și s-au închinat înaintea lor și au vrut să le aducă jertfe, au sărit și ei ca arși și au zis, nu, suntem oameni ca voi lui Dumnezeu să vă închinați. Știți cine a mai primit închinarea, deși nu o merita? Diavolul. Satana o cere, nu o merită, o cere, o uzurpă, nu e a lui, dar o cere. Odată într-o conversație cu cineva de la Martorul lui Iehova, a fost această problemă, problema închinării. Numai lui Dumnezeu îi se cuvine, îngerii o refuză, oamenii credincioși o refuză, Satana o cere obraznic și acum, dacă lui Dumnezeu îi se cuvine și Satana o cere obraznic, noi trebuie să luăm hotărâre cine-i Domnul Iisus, că El primește închinarea, numai El o mai primește. Fie-i Dumnezeu, fie. Și persoana aceea a zis, domnule, eu nu-s de mult pe calea aceasta, nu știu să răspund. N-a vrut să zică că Iisus este demon, dar nici n-a vrut să recunoască că este Dumnezeu. Faptul că Iisus primește închinarea subliniază încă o dată identitatea sa divină. El este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui în veac. Cuvântul ne învață că El s-a întrupat. Acesta este adevărul al treilea pe care îl subliniem în pasajul nostru. Și cuvântul s-a făcut trup. Venirea Lui în lume, a Domnului nostru Iisus, s-a făcut prin naștere din fecioară, o naștere miraculoasă, fără participarea Tatălui pământesc, prin minune din partea lui Dumnezeu, dintr-o fată necăsătorită, care n-a cunoscut niciodată bărbat, o fată fecioară, prin minunea lui Dumnezeu, Iisus Hristos a întrupat. Învățătura despre nașterea din fecioară, conceperea miraculoasă din fecioara Domnului Iisus, trebuie să vorbim. Este o învățătură de bază pentru creștini. Subliniază această învățătură divinitatea Domnului Iisus pe de o parte și pe de altă parte caracterul mântuitor al lucrării sale și a persoanei sale. Prin întrupare, Domnul Iisus a devenit Dumnezeu adevărat, rămânând, s-a făcut om ca și noi, rămânând în același timp Dumnezeu. Fără să fie nevoie să aprofundăm, adevărul cu privire la omenitatea Domnului Iisus trebuie să fie și el subliniat. Iisus a fost om de plin, s-a făcut părtaș cărnii și sângelui, a fost om ca noi în toate privințele, mai puțin slăbiciunile păcătoase, firea păcătoasă. După cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a avut parte de o naștere umană, s-a născut, a avut mamă, s-a născut cum se nasc oamenii, exceptând faptul că n-a avut tată pământesc. Hristos a avut strămoși umani, e legat prin spițe de neam, de o linie genealogică, aparține rasei omenești, s-a dezvoltat cum se dezvoltă oamenii, a crescut în înțelepciune și în statură, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, a avut slăbiciuni și limite nepăcătoase ale firii omenești, a obosit, a flămânzit. Ne spune cuvântul că a suferit, a murit. Toate acestea sunt particularități ale slăbiciunilor nepăcătoase ale ființei umane. A fost numit om. A avut trup
suflet și duh, ne spune Scriptura, și a suferit moarte omenească. El a fost om. Dumnezeu întrupat. Cuvântul prin care toate s-au făcut a venit la noi, făcându-se om ca și noi, intrând în felul acesta în istoria noastră. Prin întrupare, natura divină a Domnului Iisus se unește cu natura umană, formând în felul acesta o singură persoană. Și această persoană se numește Dumnezeu, omul Iisus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui în veci. Nu sunt două persoane, ci una singură, care are două naturi, Dumnezeu și om. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Doar așa era posibilă mântuirea. Stimați frați, stimate surori, mergând spre partea finală a mesajului din această seară, partea practică a lui, prezența cuvântului printre noi. Până la urmă trebuie să ne răspundem la întrebare: cine este acest cuvânt? Despre cine vorbim? Biblia pe care o citim este o revelare a acestui cuvânt. Nu Biblia este cuvântul, cartea. Iisus este cuvântul, cartea ne vorbește despre Iisus. Și această Scriptură este însuflată de Dumnezeu și vrednică de crezare, cu autoritate în viața noastră. Vai de cel ce îi pune sub îndoială autoritatea și inspirația divină. E cuvânt de la Dumnezeu. Prezența cuvântului printre noi. Ce înseamnă asta pentru noi? Întâi de toate, prin coborârea între oameni a lui Dumnezeu cuvântul, Dumnezeu se face neam cu lumea. Iisus a întrupat. Până la întruparea lui Iisus, Dumnezeu s-a apropiat de oameni prin îngeri, prin evenimente miraculoase, prin teofanii, prin slujitorii lui, prin profeți. Dar la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Iisus se întrupează. Uite, fratele Andrei, ne știm, suntem prieteni de multă vreme. Câți copii ai, frate Andrei? Dumnezeu să-i binecuvânteze. 9 copii. Noi doi suntem prieteni. Și cum simți relația dintre mine și tine? Suntem prieteni. Asta este o relație de tovărășie, de prietenie. O legătură care se cere să fie cultivată prin comunicare și prin încredere și ce fac oamenii dintre ei să fie prieteni. Dar cum îți simți copii? E o nuanță? E ceva diferit între a simți un prieten cu care ai alianță și legătura de carne și sânge cu copilul născut din tine? Când Iisus se întrupează, Dumnezeu își apropie lumea cum e tată de fiu și mamă de fică. E întrupare. Dumnezeu se face neam cu lumea. Iisus intră în rasa omenească. E parte a ei. E reprezentant al ei. E al nostru. E omul Iisus Hristos. E printre noi. Asta înseamnă că Dumnezeu ne ridică. Ne dă demnitatea pe care am pierdut-o când am căzut în păcate, de la Adam încoace și prin păcatele săvârșite făcute de fiecare dintre noi. Întruparea lui Iisus ridică neamul omenesc, redă omenirii demnitatea pe care a pierdut-o prin păcat. Și din cauza întrupării lui Iisus, trebuie să ne uităm la semenii noștri cu drag și cu respect, că sunt creștini sau nu, nu contează. Iisus a întrupat și s-a întrupat pentru toți și a murit pentru toți, creștini sau necreștini. Fiecare ființă umană merită acest respect, oricât ar fi de degradată, oricât ar fi de schibonosită și degradată și distrusă de păcat. Trebuie să te uiți la om prin ochii lui Iisus care s-a întrupat. Asta dă, cum să spun, substanță poruncii: iubiți-vă unii pe alții. Iubește pe aproapele tău. Întruparea este baza. Sigur, Dumnezeu este accesibil, este aproape, împărăția Lui se arată printre noi, e la dispoziția noastră, cheamă-mă și îți voi răspunde, Hristos este de partea noastră, slăvit să fie numele Lui, cuvântul e printre noi, Dumnezeu a inițiat această apropiere, ușa mântuirii este deschisă, harul lui Dumnezeu este arătat, cum și spune Ioan, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, ca apoi tot în Biblie să spună că
legea a venit prin Moise, dar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Puneți în loc de cuvântul har, cuvântul milă. E un sinonim. Mila a venit prin Iisus. Bunăvoința lui Dumnezeu, inima lui deschisă față de oameni, dragostea așa jertfitoare față de oameni, dorința lui de a-i salva, de a-i mântui, toate acestea sunt prin Iisus. Cuvântul e printre noi. Și ce e frumos e că Dumnezeu are un plan în Iisus Hristos, să formeze un popor. Dintre acești oameni care au căzut în păcate, care s-au schimonosit și care sunt recuperați prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu dorește să facă un popor nou, care să fie al lui și care să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Ioan scria, a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Însă tuturor celor care l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Vreau să închei. M-am înțeles cu niște prieteni ai mei de aici să îmi dea o mână de ajutor, 5 voluntari. Îngăduiți-mi, vă rog, această formă mai școlărească așa de a rezuma învățătura aceasta despre cristologie și, sigur, despre prezența cuvântului printre noi. Vă rog frumos să veniți aici în față. Iisus este etern, Iisus este Dumnezeu, Iisus s-a întrupat și întrupându-se este om și acum este prezent printre noi ca Dumnezeu și om. Slăvit să fie numele Lui în veac. A, ce fecior faină! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Uite și o soră! Na. Denis, n-a zis bine, Remus, Denis e frate tău. Remus mi-a fost student. Tu le reprezinți pe Dumnezeu. Amin. Să o faci cu cinste. Ok? Uite aici o pereche, prietenii mei. Ashley și cu Filip. Ei sunt Adam și Eva. Aveți aici? Sau nu știu cum se face. Poate mai bine, mai sus. Mergeți voi aici. Așa, mai spate acolo. Perfect. La început, Dumnezeu a creat pe om. Stați față în față. Așa. Așa. Întâietate doamnelor. Încă o dată. Așa. Eu așa îmi imaginez. Domnul Dumnezeu a făcut pe oameni pe chipul și asemănarea sa și i-a pus față în față. S-au pus față în față. Asta era părtășia și comuniunea din Eden. Această comuniune și părtășie a fost așa până în ziua în care oamenii au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Neascultând de Dumnezeu, s-au întors cu spatele la Dumnezeu. Și s-au îndepărtat. La mijloc s-a făcut o prăpastie. În reacție, Scriptura ne arată că Dumnezeu s-a mâniat, i-a izgonit din Eden, a spus plata păcatului este moartea și peste oamenii neascultători a căzut judecata lui Dumnezeu. Într-un cuvânt, Dumnezeu s-a întors cu spatele. Și asta e realitatea. La mijloc prăpastie adâncă, separare, zid înalt de despărțire, din partea oamenilor mântuirea era imposibilă. Omul lipsit de ajutorul lui Dumnezeu nu se poate salva. Nu există auto-mântuire. După cum cel căzut în noroi, în mocirlă, nu iese dacă se trage de păr, la fel oamenii nu se pot mântui prin fapte, prin inițiative proprii. Soluția din partea asta era blocată. Din partea lui Dumnezeu, aici exista o problemă serioasă. Inima lui Dumnezeu tângea după oameni și și-ar fi dorit să meargă în fața lor, să se pună, uite așa, în fața lor, se oprească. Dar era ceva ce se opunea. Natura căzută a oamenilor pusă față în față cu gloria eternă a lui Dumnezeu,
Cuvântul spune, omul nu poate să-L vadă pe Dumnezeu în față și să mai trăiască apoi. Din partea lui Dumnezeu, din cauza acestei situații, mântuirea nu se mai putea face. Așa. S-au trimis mesagerii cumva să fie trezită conștiința acestor oameni, dar nu s-a putut. Atunci Domnul Dumnezeu a gândit un plan. Hai tu. Domnul Iisus, care e cuvântul și care există din veșnicie și care este Dumnezeu ca Tatăl. Aici între ei a fost un sfat. Acum, dumneavoastră vedeți trei, doi, al treilea ar trebui să fie Sfântul Duh, dar înțelegeți, orice exemplu și comparație și încurcă, nu numai descurcă. Și în planul de mântuire s-a hotărât ca Domnul Iisus să vină la mijloc. El s-a dus între oameni, dar știți cum s-a întrupat? N-a venit așa, ca și cum s-ar arăta un înger în slavă, să se arate un înger la formă, nu. Și s-a întâmplat ceva dumnezeiesc. El, cum te cheamă? Eduard. Eduard. E om. Eduard reprezintă umanitatea Domnului Iisus. Stați-vă spate în spate amândoi. Acum, ce vedeți dumneavoastră aici este o mare erezie, dacă nu explicăm. Sunt două persoane. Și aceste două persoane ar fi nestorianism. În Iisus nu sunt două persoane. Nu-i Dumnezeu și om, două persoane. Unii au zis, sunt două persoane. Și când moare pe cruce, Fiul lui Dumnezeu se duce, rămâne numai omul să-și ducă moartea. Asta e erezie. Iisus este o singură persoană, dar care are două naturi, divină și umană. Din parte divină e ca Dumnezeu Tatăl, din parte umană e ca noi. Dar e o singură persoană. Cele două naturi sunt unite în El. Și în calitatea aceasta se pune pe cruce și moare pentru noi. Și în calitatea aceasta învie din morți. Și când învie din morți, nu rămâne numai Dumnezeu. Unii au zis, a înviat Dumnezeu, omul rămas, s-a dus. Iisus e om și azi. El este, așa zice, că nu este nimeni, niciun mijlocitor între Dumnezeu și Tatăl decât omul Iisus Hristos și se numește marele nostru preot și preot în viac. Preot în viac și ca să fii preot trebuie să fii om, e om în viac. Deci învie, se înalță la cer om și Dumnezeu deopotrivă. Și în calitate, în identitatea asta este prezent printre noi. Știți ce înseamnă asta în fapt? În fața acestei mijlocii, Dumnezeu Tatăl s-a întors cu fața. Domnul Iisus leagă pe Dumnezeu de oameni. Dumnezeu s-a întors cu fața. Și acum vă întreb ce trebuie să facă oamenii. Asta e. Asta este Evanghelia, frații mei. Asta este esența Evangheliei. Planul de mântuire în Iisus Hristos, Dumnezeu și om deopotrivă, o singură persoană, care e o punte între Dumnezeu cel nevăzut, Părintele veșniciilor, sau cum mai găsim, lumine de care nu te poți apropia, și noi oamenii, El leagă acestea. Este Mântuitorul nostru, slăvit să fie în numele Lui. Așa învață Scriptura că este Iisus, și așa să credem. Și acum întrebarea, cine se întoarce? Știți că te poți întoarce și după aia reîntoarce? Dacă ar fi să întreb cine dintre dumneavoastră s-a întors la Domnul, vă zice, ne-am întors. Dar oare nu cumva v-ați reîntors? Cum e viața duhovnicească acum? Care este răspunsul tău față de Domnul Iisus? Fie ca și mâine și duminică, Dumnezeu să ne vorbească mai mult. Amin. 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 Amin.